Autonomia maghiarilor din Transilvania este promovată din nou de la Budapesta. Un consilier al primului ministru ungar, Viktor Orbán, a comparat diverse aspirații de autonomie teritorială din Europa cu cele ale secuilor din România. Care este situația din țara vecină, spune Balázs Barabás, editor Alef News la Budapesta. Pre o conferință cu participarea mai multor reprezentanți ai guvernului ungar, la care a luat cuvântul și acest consilier, Cătălin Szili, care, deși lucrează în preajma lui Viktor Orbán, este totuși un consilier și nu are un cuvânt de spus în politica externă ungară. Ea de altfel nu a făcut nicio propunere concretă referitoare la autonomia ținutului secuiesc din România. A menționat doar diverse exemple din Europa, diverse proiecte pe care diverse politicieni le propun și atât. Deci nu este ceva din care trebuie să tragem concluzii pe termen lung.